Danezul, în vârstă de 19 ani, în timp ce conducea o auto utilitară pe drumul județean 204N, pe raza localității Nămoloasa din județul Galați, nu a redus viteza într-o curbă, a pierdut controlul direcției și a accidentat pe bărbatul de 76 de ani și pe femeia de 80 de ani, ambii din localitate. Un tânăr de 19 ani, în timp ce conducea un autoturism pe raza localității Nămoloasa, a pierdut controlul autoturismului și într-o curbă a lovit doi bătrâni. În urma impactului, cele două persoane au suferit răni și au fost transportate la Spitalul Județean Galați pentru acordarea îngrijirilor medicale. Șoferul imprudent este cercetat de polițiști pentru vătămare corporală din culpă. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul DRAGE, rezultatul fiind negativ. În continuare, cercetările fiind efectuate de către polițiștii din cadrul biroului rutier sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Dacă va fi găsit vinovat, conducătorul auto riscă să ajungă în spatele gratiilor.